Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem aici multe produse despre care să vorbim, produse consumate într-o perioadă destul de lungă, pentru că de ceva timp încerc să fac clipul acesta și la un moment dat m-am hotărât că nu o să-l mai fac și unele produse nu mai sunt pe aici, dar am destule despre care să vă povestesc și chiar nu știu ce părere aveți voi, dacă vreți să mai fac clipuri de empties, eu o să fac cu mare plăcere. Acesta este unul de test, să vedem cum vi se pare și chiar vreau să vă povestesc și despre alte produse decât parfumuri, dar avem și parfumuri și pentru ele am ținut toată această cutie plină, pentru că chiar nu sunt atât de multe încât să fac un clip, așa că am zis hai să fac și empties, să vă povestesc și despre produse de îngrijire și machiaj. Așa că haideți să începem clipul acesta. Eu deja m-am apucat aici pentru că am mai făcut odată introducere, v-am vorbit despre câteva, dar aparatul meu s-a gândit că trebuie să o iau de la capăt. Așa că asta o să fac. Și o să încep altfel de data asta cu produse de la Nala. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Nala. Mai am foarte multe în baie. Am și unturi de corp și de buze, sorbeturi din acelea de corp, care sunt foarte interesante, o să vă povestesc și despre ele la un moment dat. Însă am aici consumate niște geluri de duș, migdale, berries și cireșe și migdale. Acesta cu cireșe mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și cel cu berries mi-a plăcut foarte mult și gama aceea cu strugure. Dar acesta cu migdale mă așteptam să-mi placă mai mult. Dar nu. Mi se pare un pic cam masculin și bineînțeles că nu prea țin cont. Adică folosesc orice geluri de duș. Dar da, acestea sunt delicioase. Îmi plac produsele de la Nala foarte mult și am multe, multe de la Nala. Mai departe vorbim aici despre aceste benzi depilatoare care sunt horror. Eu am folosit de mult, foloseam foarte mult benzi, mi s-a părut la un moment dat că este o pierdere de timp și o durere în plus, pentru că aceste benzi au plasticul acela care dă o durere mai mare față de benzile cu bumbac. Eu folosesc un aparat de mulți ani, un aparat cu rezerve, care aparatul acela încălzește acea rezervă, se dă pe piele și folosești acea bandă de bumbac. Este foarte ușor de folosit și cu mai puțină durere, ca să zic așa, chiar e super lejer de folosit acela. A fost kitul destul de ieftin și găsiți în market kitul acela cu rezerve și cu benzi sau le găsiți și separat în market. Găsiți rezerve și cu capăt pentru față, cu un capăt foarte micuț sau pentru corp și o să vă pun pe ecran, mi se pare cea mai bună variantă să folosești un astfel de produs acasă. Acestea mi se par puține, mi se pare că se consumă repede pentru că nu ai răbdare să încălzești așa cum trebuie, pe când acea rezervă trebuie să o lasă să se încălzească bine, altfel nu se întinde ceara. Și acestea nu prea mi-au plăcut, eu am mai folosit și altele care mi-au plăcut mai mult, dar astea cu cărbune și extract de bambus mi s-au părut destul de greu de folosit, pentru că nu luau cum trebuie, trebuia să le refolosesc, horror, nu, deci astea chiar nu mi-au plăcut. Eu știu că le-am mai folosit și în trecut, dar nu mai știu cum mi s-a părut atunci. Acum nu mi-au mai plăcut și prefer să folosesc aparatul meu cu ceară. Mai departe am aceste geluri de duș de la Chef. Chef, Chef, știți reclama aceea? Da, sunt niște geluri de duș delicioase și foarte cremoase și hidratante. Au aromele astea de jelly beans ice cream și fluffy marshmallow ice cream. Miros foarte bine, sunt hidratante, îmi plac, sunt foarte drăguțe și am zis că o să mai încerc și altele. În orice caz mi-au plăcut ambele, știu că este și varianta cu Oreo, sunt mai multe variante, dar eu doar pe acestea le-am încercat și au fost ok.
Mai departe, avem aici un bevel bath de la Douglas. Feel smooth, classy winter. Am mirosit foarte bine, l-am folosit foarte greu pentru că nu prea folosesc astfel de produse pentru baie. Dar da, a fost un produs ok. Următorul produs este această bombă de baie care avea un miros așa ușor vintage. Se găsesc în Douglas produsele de genul acesta. Eu am avut și creme de mâini la un moment dat și parcă am avut și o cremă de corp. Dar formele sunt foarte drăguțe, de patiserie. Era o bombă de baie în formă de brioșă și arată super bine, chiar sunt foarte drăguțe. Produsele astea de la Patisserie de Bain le găsiți la Marionneau. Produse de la Rituals folosesc din toate gamele lor, mai am și altele, am folosit mai multe, am folosit toată gama albă cu, nu mai știu cu ce era, floare de cireș, ceva de genul. Îmi plac produsele, nu mi se par wow, nu mi se par cele mai frumos mirositoare, cele mai hidratante, cele mai... îmi plac foarte mult și spray-urile acelea de corp și de păr sau ceva de genul, am și eu vreo două în colecție. Îmi plac produsele de la Rituals pentru că sunt blânde cu pielea, mi se pare mie, pentru că au niște mirosuri calmante, dar nu sunt wow, nu sunt wow. Mi-a plăcut foarte mult gama asta, Ritual of Karma, mi-a plăcut și asta care era una cu portocale, cred că mai am una pe aici, ia să o caut eu. Asta, Happy Buddha, dar mi se pare că i-au schimbat ambalajul, numele, oricum miroase a portocale și este foarte răcoritoare, așa, foarte, foarte frumos miroase, dar nu țin neapărat să cumpăr o anumită gamă, folosesc așa cam ce găsesc. Mi-a plăcut mult de tot sarea de baie, chiar lăsa pielea foarte hidratată și catifelată și mi-a plăcut mult. În schimb, când vine vorba de creme, nu prea am preferințe. Îmi place că nu au un miros prea puternic încât să-mi acopere parfumul, dar sunt hidratante, sunt bune, ce să zic. Da. Am folosit o mască de tip șervețel. Folosesc destul de rar genul acesta de măști pentru că, sincer să fiu, nu prea îmi plac măștile șervețel. Când am eu chef așa de un răsfăț, folosesc, dar mă enervează senzația aceea de umed așa pe față și majoritatea au foarte mult produs în ele care se întinde peste tot și prin păr și nu știu ce să zic, nu sunt preferatele mele, prefer o mască tip cremă de față, dar da, când am eu chef, chiar folosesc câte o mască de față și chiar îmi place. Aceasta era una de sâmbătă, a fost hidratantă, na, nu pot să zic că fac minuni acestea cu shea butter, da, cam asta pot să zic despre măștile tip șervețel, nici nu prea am răbdare să stau eu cu ele. Încă un gel de duș de la Yves Rocher, acesta cu cafea este favoritul meu de la Yves Rocher, este minunat și cred că am găsit și parfumul, ziceam eu atunci când foloseam genul ăsta de gel de duș că aș vrea să fie și un parfum cu mirosul ăsta și cred că cel mai bine se apropie Coffee Addict de la Calotinis, chiar îmi place foarte mult cum miroase și cred că am găsit și parfumul care să înlocuiască acest gel de duș. Mai departe, am aici un produs care mai are puțin în el, este un spray de la Pascal Morabito Mystery Kiss, care mi se pare că seamănă foarte bine cu iara, cu parfumul iara. Este unul cu cocos tropical, foarte plăcut și fluffy, așa. Ce nu-mi place mie la acestea este faptul că nu prea se mențin, însă le-am folosit și prin casă, sinceră să fiu, pentru că îmi plăcea foarte mult mirosul și, cum să zic, umple camera atunci când îl folosesc prin cameră. Mi-au plăcut spray-urile de la Pascal Morabito, nu sunt ele cele mai persistente, dar pentru asta sunt
alte produse mai scumpe. Acestea au avut un preț mic, 20 și ceva de lei, nu cred, cred că 20 de lei, nici nu aș avea de ce să cer prea multe de la el, dar mi-a plăcut foarte mult mirosul și mai am în el, o să-l folosesc. Nu prea sunt eu cu spray-urile acestea de corp, sincer să fiu, uit de ele, chiar și, nu știu, după duș folosesc parfumuri, nu prea, chiar dacă sunt produse care îmi plac și uleiurile de corp și spray-urile acestea de corp și cele de la Sol de Janeiro, la fel, nu întind mâna după ele, uit de ele, dar îmi plac, îmi plac, n-am ce să zic. Ape termale am, cred că în băi, în camere, peste tot este o apă termală. Sinceră să fiu, nu am văzut vreodată ca o apă termală, adică nu ai cum să vezi că face ceva. Dar sunt răcoritoare, sunt plăcute și eu am folosit mai mult de la Aven, cred că mai am și de la alte branduri, dar da, mai folosesc înainte de a aplica serumul pe față, pentru că știu că se absorbe mai rapid, pentru a mă răcori sau pentru a, atunci când am tenul iritat, chiar folosesc. Că fac, că nu fac ceva. Uite, aceasta de exemplu este anti-iritații. După ce îmi curăț fața, mă dau cu apă termală, mă mai dau și pe timpul zilei. Ce să zic, e bine să ai o apă termală în casă. Mai departe am aici un Cloran, un șampon uscat, care are un preț destul de mare. Știți că sunt acelea de la Batiste, foarte cunoscute. Cel de la Garnier sau de la, nu mai știu, am avut eu unul foarte bun care mi-a plăcut mult. O să vă pun o poză pe ecran că nu mai țin minte. Momentan nu cred că mai am vreunul, nu prea am mai folosit de mult timp, dar acesta probabil că este ceva mai natural, însă nu prea am văzut că face ceva, adică o fi el natural, dar când chiar ai nevoie de un șampon uscat, pentru că eu consider că șampoanele acestea uscate sunt făcute pentru atunci când ai o urgență. Deci pur și simplu când nu te-ai spălat pe cap și ai urgență, trebuie să ajungi undeva și nu-ți place cum arată părul tău, îți dai cu un spray din acesta și clar îți poți face o coafură mai ok decât o aveai înainte. Dar nu, așa de folosit fiecare zi nu mi se par ok. În primul rând că faci mătreață de la ele, dar sau nu, acum depinde de fiecare, dar da, eu le consider de urgență. Iar atunci când ai o urgență, poți să folosești și unul care nu e atât de natural, dar face ceva. Ei bine, ăsta nu prea făcea mare lucru și are și un preț destul de mare. Încă un produs pentru corp de la Sephora, Cherry Blossom, floare de cireș, un lapte pentru corp. Mi-a plăcut că a avut o textură ușoară, lejeră așa, a fost o cremă ok, a hidratat pielea, mirosul plăcut, dar nu e wow. A fost un produs ok, ce pot să zic. L-am folosit. Am aici o ojă, asta pentru că mi-a plăcut foarte mult această ojă de la Pupa, această gamă de la Pupa, pentru că am multe oje din gama aceasta, Lasting Color Gel, pentru că sunt foarte rezistente. Pentru o ojă normală, o am și acum pe unghii pusă de mai mult timp, îmi place că arată foarte bine pe unghie, lucește și se menține frumos mai mult timp decât altele. Am avut o ojă de la Chanel, asta de aici, pe care am folosit-o doar pe ea foarte mult timp. Chiar foloseam această ojă cu nuanța aceasta nude foarte frumoasă, Rose Confidential, dar am consumat-o și aveam aceste oje de la Pupa și căutam ceva care să fie la fel de și căutam ceva care să reziste la fel de mult ca și de la cea de la Chanel. O am și pe aceasta care mai are puțin în ea și pe ea am folosit-o mult timp. Dar ce să faci?
s-au consumat și am dat de gama aceasta pe care o aveam. Nu aveam prea mult încredere, însă este foarte bună. Rezistă bine pe unghii, arată bine, are niște nuanțe frumoase, se întinde bine pe unghie, are biluțe, se amestecă bine. Știu că este oricum mai scumpă decât altele, însă chiar îmi place gama aceasta de la Pupa. Am văzut că au niște nuanțe superbe. Un produs de machiaj pe care l-am folosit și care nu prea mi-a plăcut este acest Damn Girl de la Too Faced. Este un rimel, o mascara. Nu mi-a plăcut pensula. Genul acesta de pensulă nu îmi place pentru că este destul de groasă și greu de folosit. Adică mereu trebuia să mă înjesc pe la ochi. Prefer pensulele mai subțirele. În orice caz l-am folosit, el este un rimel bun. Așa cum am putut, l-am folosit, dar nu l-aș recumpăra. Pe acesta îl am dintr-un advent calendar de la Sephora, dar nu l-aș recumpăra pe el cu siguranță. Deodorant de la Dove este acesta cu pară și aloe vera. Doamne, cât de bine miroase! Deci cum miroase para asta din acest produs, îmi place la nebunie. L-am consumat destul de greu pentru că l-am folosit vara și nu prea mi-a plăcut în perioada caldă, însă în perioada rece l-am refolosit și mi-a plăcut. Da, îmi place mult de tot cum miroase acesta, oricum prefer altfel de produse decât acestea de la Dove. Am unele în care am încredere mai mare și o să mai discutăm în produse consumate și despre acelea, dar dacă l-am consumat pe acesta am zis să vi-l arăt. Îmi place mult de tot cum miroase, de folosit mai mult în perioada rece, în perioada caldă parcă nu mi-a plăcut. Ultimul produs despre care vorbim este acest serum la mer. Se numește The Serum Essence. Ei bine, este foarte strălucitor, de aceea nu îl pun așa cum trebuie. Vreau să vă zic că acest serum m-a dat peste cap. Este foarte, foarte, foarte scump pentru un serum, dar produsele la mer sunt ceva ieșit din comun. Pot să vă zic că pur și simplu mi-a refăcut tenul după o perioadă în care am folosit tot felul de produse și am încercat niște loțiuni care nu mi s-au potrivit, exfoliante, și începusem să am probleme cu tenul. Acesta mi-a refăcut tenul și nu mai am probleme, chiar dacă am terminat acest serum de ceva timp. Este foarte hidratant, dă o luminozitate tenului, reface pielea, deci este ceva genial, ceva superb, ceva foarte bun, da, la un preț foarte mare, dar este un produs extraordinar de bun și cu ocazia aceasta am văzut și eu cum trebuie să fie un serum și cum se simte tenul atunci când folosești un serum de calitate. Foarte bun. N-am ce să zic, am crema de ochi, am crema de față, care este și pentru corp și pe care o folosesc în continuare, însă serumul, când l-am avut, l-am folosit doar pe el, în loc de cremă, în loc de orice, pentru că îmi era de ajuns, foarte concentrat. Haideți că am vorbit o grămadă despre el, dar chiar este un produs minunat. Îmi place mult și crema, îmi place și crema de ochi, însă serumul m-a dat pe spate. Și trecem la parfumuri. Avem aici Profumo di Armonia de la Colistar. Un produs care mie mi-a plăcut foarte mult. Un parfum, aș putea să spun. El se numește Apă Aromatică de Corp. Dar eu l-am folosit ca și orice parfum, ca și pe orice alt parfum. Chiar așa este, l-am folosit și am simțit nevoia să-l folosesc mai mult când merg la somn, pentru că da, este relaxant, este curat, muscat, mi-a plăcut tare mult, nu se mai găsește, dar și dacă se mai găsea, nu aș mai fi vrut să-l cumpăr, pentru că am și alte parfumuri, adică nu este ceva wow, este un parfum curat. Următorul
Parfumul este acest Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Miroase atât de bine, îmi place foarte, foarte mult. Aromatic, un pic dulceag, sărat, miroase așa ca o zi de vacanță la mare, pe malul mării. L-am folosit și la mare și m-am bucurat tare mult de el. Dintre parfumurile de la Jo Malone, acesta este cel mai prost la capitolul persistență, dispare mai repede. Dar îmi place mirosul, îmi place. Am recumpărat o sticluță din asta mică de 9 ml, măcar pentru zile de vacanță și de mare. Sau când vreau să-mi amintesc de acele zile, pentru că îmi place mult de tot cu miroase. Este un parfum cu un sărat, dar nu foarte sărat. Chiar nu mi se pare așa de sărat, este aromatic, dulceag, un pic sărat. Plăcut, 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 plăcut. Trecem mai departe la un parfum citric, Moschino Funny. Ei bine, este un citric banal. Am avut o parțială, nu pot să zic că m-a încântat, nu pot să zic că nu mi-a plăcut, pentru că nu are ce să nu-ți placă la un parfum citric și răcoritor de vară, doar dacă vrei ceva mai deosebit, mai complicat, mai suculent, pentru că nu pot să zic că acesta miroase bine, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate, nu l-aș recumpăra. Îmi place mai mult varianta aceea, I Love Love. Acesta este mai citric decât acela, acela este un pic mai dulce, o limonadă mai dulce, aici avem mai mult citrice. Un pic lămâie simt. Da, este... Nu este chiar zemos, nu este prea persistent, deci nu. L-am aruncat aici în cutie și un decant și pot să vă zic că l-am aruncat atunci când nu aveam parfumul, pentru că voiam să vă zic că am consumat acest decant de Micalef Mon Parfum Cristal și că mi-l doresc în colecție și că a intrat în colecție, vă zic acum. Deci, M. Micalef Mon Parfum Cristal este un parfum cu trandafir, caramel, scorțișoară, foarte interesant, un parfum de nișă bine făcut și minunat. Am mai vorbit despre el pe canalul meu și mi-a plăcut mult de tot. Orul, am aici o miniatură de Jean Pogotier Labelle. Această miniatură m-a făcut să fiu înnebunită după acest parfum anul acesta. Anul trecut, în perioada sărbătorilor, nu m-a dat pe spate. Nu știu ce s-a întâmplat. A fost și perioada cu nas înfundat și chestii de genul și cred că parfumurile nu le-am simțit așa cum trebuia să le simt, dar anul acesta am mai lăsat puțin în această sticluță pentru că nu știam dacă o să intre sau nu în colecție și voiam măcar să știu cum miroase, dar este în colecția mea, este un parfum pe care îl ador. Unul dintre preferatele mele. Mai departe vorbim despre Focus Deep Sleep Pillow Spray, un spray de pernă cu lavandă pe care fetița mea îl folosește din când în când, când crede ea că nu poate să doarmă, își dă pe pernă cu astfel de spray și adoarme. Ce să vedeți, face bine la căpuț. Ăsta este de la This Works, pe care eu l-am primit într-o cutie de beauty de la Look Fantastic și sunt foarte bune abonamentele acelea. Chiar am descoperit multe produse, îmi plăcea foarte mult abonamentul acela, mi se pare că este în jur de 70 de lei abonamentul și descoperiți în fiecare lună niște produse, sunt cam 5-6 produse sau da, cam așa. În cutiuță, vine lunar acasă, prețul mi se pare super ok și acolo am descoperit și spray-ul acesta de pernă, mai am unul pe care l-am de la un alt brand, dar da, mi-au plăcut. Miroase a lavandă. Am avut o parțială sau mai bine spus un parfum pe care să-l testez, dar nu m-a făcut să-l cumpăr, nici nu îmi displace, este un parfum care miroase foarte bine. Am înghețată, dacă nu mă înșel, este un parfum gurmand, un pic sărat. Pe mine mă duce cu gândul la Olympia Intense.
Vai cât de bine miroase. Miroase bine, dar mai am genul acesta de parfumuri în colecție. Este un gurmand. Simt eu caramel sărat aici. Ce să zic, vanilie. E dulce, e plăcut, e gurmand. Signorina Ribel. Am eu de la Salvatore Ferragamo. Miroase bine. Dacă vreți un parfum gurmand, testați-l și pe acesta. Pe mine mă duce cu gândul și la alte parfumuri, dar na. Este mai generic, are un preț ok și miroase bine. Chiar mi-a plăcut mirosul. Nu mai știu despre persistență, asta vă spun sincer că nu mai țin minte. Un alt parfum pe care l-am folosit, da, pentru că am strâns produsele astea de mult timp și de mult voiam să vă vorbesc despre ele, a fost un tester. Caramel cu caramel, floare de tiare, patchouli, mosc, vanilie și boabe tonka. Doamne, bine că mi-am... Oh, pardon. Bine că mi-am amintit de el, pentru că o să-l folosesc astăzi. Ador parfumul acesta. De-abia aștept să văd cum se simte și în perioada mai caldă. Este un parfum dulce pe care... Mi l-am dorit foarte mult în colecție și este în colecția mea. Este un parfum minunat, minunat, Miraj. De caramel de la Miraj. Aveți în descriere și un cod de reducere. Dacă vreți să faceți cumpărături la ei, puteți să-l folosiți. Și mai am aici consumat acest Nina Ricci, cum se numește el? Nina Low O Fresh. Și da, este un parfum fructat, fresh, la un moment dat se duce într-o zonă florală, este unul foarte feminin, foarte plăcut, fresh, așa cum îi spune și numele, și mai am aici o parțială, tot din acest Nina Ricci Fresh. Pot să zic că nu am nimic cu parfumurile de la Nina Ricci, chiar îmi plac, am mai multe în colecție și nu prea v-am vorbit despre ele. Nu prea am stat să le analizez pentru că mi se par niște parfumuri simpluțe, plăcute, nu au nimic în ele care să nu-ți placă, generice, adică sunt destule de pe piață cu mirosurile acestea, nici nu pot să zic că sunt wow, dar nici bau, ca să zic așa. Merișoarele astea de la Nina Ricci sunt drăguțe, dar nu prea ai ce să zici mult despre ele pentru că sunt freșuleți, drăguți, fructat, ceva zmeură mai acrișoară se simte, fresh floral, ajunge la un moment dat în punctul în care simt trandafir. N-am ce să zic, sunt ok, dar nu sunt wow. Și ultimul parfum despre care vorbim este Juliet Hezegan Lipstick Fever. N-am mai apucat să vă povestesc despre acesta pentru că am zis că o să vorbim în empties și n-am mai apucat să fac empties. Am consumat eu această miniatură de 5 ml și da, îmi place parfumul, îmi place foarte mult, are o persistență moderată, un siaj moderat. Are o deschidere foarte interesantă, are o deschidere putrată care te duce cu gândul la ruj sau la machiaj. Îmi place foarte mult deschiderea, însă după scurt timp, după ce se usucă, eu simt ceva ghimbir în parfumul acesta, deși nu este listat ghimbirul sau ceva spicy acolo, eu îl simt spicy, nici nu știu exact ce note are. Ei bine, la un moment dat, ca să vă faceți voi o idee, seamănă foarte bine cu Zadig This Is Love. Un pic spicy, lemnos, cremos, plăcut, foarte plăcut. Eu ador parfumurile de la Zadig și pe acesta îl ador. Confortabil, dar mi se pare că nu aș avea de ce să-mi iau Juliet Hezegan decât pentru acea deschidere pudrată de ruj, cu miros de ruj. În rest, se duce foarte mult în zona lui Zadig, This Is Love. Asta este doar punctul meu de vedere, este doar părerea mea, nu știu.
dacă ați testat vreodată cele două parfumuri și ați găsit că cele două seamănă, spuneți-mi și mie. Mi-aș lua la un moment dat și Lipstick Fever, sincer, chiar mi l-aș lua. Și l-am văzut la un moment dat la preț ok, am ales altceva, dar m-a tentat și m-ar tenta în continuare. Oricum, nu am atât de mult în acesta, mi l-aș lua și pe Lipstick Fever. Chiar este un parfum care îmi place mult. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și aștept cu interes comentariile voastre să-mi spuneți dacă vreți să mai facem genul acesta de clipuri. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem în curând cu un video nou. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa! Don't leave me.